teocrație sau democrație sub Hristos Capul. Contestatarii conceptului de democrație sub Hristos susțin că adunarea este o teocrație. Aceasta este adevărat doar în sensul că Isus Hristos este capul adunării, că este singurul legiuitor. Dar în ce privește modul de operare al adunării, aceasta nu este o teocrație, ci o democrație. Într-o teocrație Dumnezeu își numește reprezentanții, iar membrii de rând trebuie să li se supună. Aceștia sunt vocea lui Dumnezeu pentru popor. În cazul teocrației, autoritatea o dețin doar aceia care sunt sau pretind a fi reprezentanța lui Hristos pe pământ. Ei formează o clasă superioară diferită de membrii obișnuiți. Într-o democrație, în schimb, fiecare membru este un reprezentant al lui Dumnezeu, un preot al său. Fiecare poate avea acces la descoperirea voii lui Dumnezeu și nimeni nu se ridică deasupra altora, ci toți sunt egali. Adunarea atunci ca întreg prin contribuția membrilor ei află voia lui Hristos pentru o situație dată. Hristos se manifestă și se descoperă pe sine prin adunare, nu printr-o clasă specială. De aceea spunem că adunarea este o democrație sub Hristos capul și nu o teocrație. Biserica ta este condusă teocratic de cler sau în mod democratic prin contribuția tuturor membrilor ei care au acces la voia revelată a lui Dumnezeu din scriptură.